Cel care debuta ca poet în 1929, trimițându-i un poem lui Tudor Arghezi pentru ale sale Bilete de papagal, peste patru decenii, deci în 1969, avea să definească astfel relația Emil Botta, poetul, Emil Botta, actor. Dar nu e nicio ruptură între unul și celălalt. Și eu consider că realizez, spun asta, fără niciun fel de pseudo, de falsă modestie, este exact ce simt eu, spun că realizez cu imperfecțiune și teatrul și poezia. Le îndrăgesc tare mult, grozav de mult, dar le realizez dureros de imperfect. Este un adevăr pe care vi-l spun, fiindcă are preț acest dialog prietenesc al nostru, are preț numai dacă spui lucruri sincere. Pentru mine, ceea ce spun este un adevăr. Să mă judece cine vrea rău pentru asta, dar sunt foarte sincer în ceea ce spun. Legătura, m-ați întrebat, legătura dintre actor și poet. Doamne, dar sunt atât de apropiate una de alta. Mi se pare ciudat când aud actor care știu să recite versuri sau actor care nu știu să recite versuri. Este o barbarie, un mod brutal de a spune o minciună, de a formula un neadevăr. Un actor trebuie să fie încărcat de poezie, ca de o electricitate, ca de un cutremur trebuie să fie cutremurat.